vă masca, că vă privați de la impotențe. București, în principiu. Și cum mi se pare locurile? Puțin cam aglomerat. Cum este cascada? Nu pot să spun chiar așa de spectaculoasă cum am auzit, dar e interesant. Mai frumoase în poză sau în realitate? În poze. Special pentru cascada ați venit sau în concediu? Special pentru cascada sau în concediu? În zona am venit în concediu, suntem la 100 de km de cascadă. Ați auzit de ultimele decizii ale prefectului pentru purtarea măștii și în aer liber. Cum mi se pare decizia? În cazul de fapt e una foarte bună. Pentru că densitatea de populație pe mers pătrat e una destul de mare. Mai veniți? Dacă vom mai avea ocazia și dacă vom mai face concedii aici, da. Mulțumesc frumos. Cum vă numiți? Alin. Foarte bună. Cezar! Da la râs să coboare pe acolo! Dezamăgitor. Cascada? Nu, drumul cum a fost. Dar cascada cum vi se pare? Super ok. De unde sunteți? De Alomița. Vă place? Mai veniți? Sigur.
Cum ți se par locurile? Deosebit de frumoase. Cum arată cascada? Una dintre cele mai frumoase din lume. Este... Mai frumoasă în poze sau în realitate? Și în poze are frumusețea ei, dar și în realitate merită văzută. De unde sunteți și cu cine ați venit? Din Lugoj, am venit împreună cu familia. Special pentru cascadă sau în concediu? Special pentru cascadă. Ați auzit de ultimele decizii. Prefectul vrea să puneți masca și în aer liber, inclusiv la cascadă. Este o măsură bună sau crezi că este ceva exagerat? Este o măsură binevenită, este foarte aglomerat și este o măsură de precauție. Cum vă numiți? Alin Stănuț. Bun.